ce sper să se obțină prin protestul ăsta și dacă vor mai fi proteste după părerea ta. Sunt sigur că protestele vor continua pentru că românii sunt sătui și disperați de ceea ce se întâmplă de 2 ani și jumătate în România. Sentimentul că țara este confiscată, ați văzut și astăzi fotografia în care 6 bărbați, dacă nu mă înșel, dintre care 3 cu condamnări penale, pretindeau că discută despre bugetul României, fără ca premierul României să fie la acea masă. Aceasta este realitatea, avem un guvern marionetă, România este confiscată de niște condamnați penali care își bat joc de viitorul nostru și care sunt motivul real pentru care sute de mii de tineri și de cetățeni pleacă anual din România. Acest lucru nu va înceta cât timp guvernul Dragnea Dăncilă va rămâne să conducă și acest protest, protestele care vor urma cu siguranță spun ceea ce au zis și dumneavoastră acum, că românii nu mai vor să fie o nație de hoți. Perspectiva de a avea o ordonanță prin care cei condamnați cu o fichiță procedurală să li se șterg condamnările este de neacceptat. În realitate nu vorbim de infracțiuni simple, vorbim de o problemă cu completele de la curtea, de la înalta curte de justiție, unde apar, unde ajung cazurile de corupție ale politicienilor. Despre ei este vorba și nu despre un biet cetățean care a furat o pâine de la magazin. Deci crezi că oamenii ies afară de teamă că se va da amnistia și grațierea? Da, oamenii protestează pentru că nu vor ca România să devină o națiune sud-americană în care condamnații sunt regula și în care furtul este o atitudine firească a societății. Este un mesaj foarte clar pe care îl auzim aici, nu vrem să fim o nație de hoți. Ok, mersi, doamne.